Ne aflăm în pragul sărbătorilor de iarnă, iar în contextul pandemiei, Guvernul și Patriarhia Română au stabilit un nou set de reguli pentru slujbe. Una dintre cele mai importante prevederi este faptul că preoții nu sunt obligați să poarte mască la slujbă. Obligația rămâne însă valabilă pentru credincioși. Noile decizii privind conduita personalului clerical în timpul slujbelor de Crăciun au fost luate de autoritățile din domeniul sanitar și cel al cultelor religioase. Printre cele mai importante modificări impuse regulamentului pentru liturghii se numără faptul că activitățile religioase vor putea avea loc simultan atât în interiorul cât și în exteriorul lăcașului de cult, atât timp cât se respectă distanțarea socială. Purtarea măștii rămâne obligatorie pentru participanții la slujbă, atât în interiorul cât și în exteriorul bisericilor, însă personalul de cult clerical și neclerical nu mai este obligat să poarte mască în timpul slujbelor. Pe ei însă va atârna responsabilitatea de a veghea ca și să poarte corect mască în timpul liturgiei. Totodată, lăcașurile de cult vor rămâne deschise pentru o rugăciune individuală, pentru slujbele cu caracter individual și pentru slujbele care au caracter public, conform programului stabilit de către comunitățile religioase. În localități unde este aplicată carantina locală la slujbele cu caracter privat pot participa maxim 20 de persoane. De asemenea, o altă modificare importantă este dată de faptul că slujbele religioase cu caracter colectiv nu vor mai fi considerate adunări publice. Reamintim că în urmă cu două săptămâni a fost iscat un scandal important în Dobrogea după ce arhiepiscopul Tomisului, în al preasfințitul Teodosie, a decis să organizeze pelerinajul la peștera Sfântului Andrei, chiar dacă localitatea în care a avut loc evenimentul religios se află în carantină.